Ok. Salut, sunt Cosmin Derban și azi o să vorbim despre adevărul despre SEO și cum trebuie văzut acest serviciu, acest proces care, după cum îi spune numele, te ajută să poziționezi site-ul mai sus în rezultatele motoare de căutare. Cam asta știe toată lumea despre SEO, cam asta vrea toată lumea despre SEO, să obțină cuvinte cheie în topul rezultatelor, locul 1 și așteptările sunt să genereze vânzări. E bine, deoarece obiectivul principal al tău sau oricărui proprietar de site, magazin online este acela de a obține poziții în Google, uită de efectul care l-au acesta sau de efectul care ar trebui să-l aibă acest serviciu sau acest trafic transmis, strict trafic, mai departe de a genera vânzări. E bine, știm că există mai multe tipuri de căutări pe care le fac utilizatorii din stadiul de research, când caută interesat de un produs pe care tu-l vinzi, până la stadiul de cumpărare. Aici ar trebui să intervină research-ul de cuvinte cheie, care face parte din întreg procesul de SEO, să stabilească grupuri de cuvinte sau hub-uri de căutări pe care le fac utilizatorii tăi. Practic, avem cuvinte cheie cu un volum foarte mare de căutări, sunt cuvintele generaliste, cuvinte care aduc foarte mult trafic și totodată cuvintele pe care toți competitorii se bat. Unde este foarte greu să obții rezultate, unde e foarte greu să ajungi și îți ia foarte mult timp, totodată ai nevoie de un buget foarte mare. De aceea, dacă ești la început de drum, nu-ți sugerez să intri în această bătălie. Research-ul de cuvinte cheie înseamnă să identifici acele cuvinte care corespund unei categorii de produs sau unei categorii plus filtru de produs pentru a merge cât mai adânc în intenția de cumpărare a clienților pentru produsele tale. Practic, tu asta trebuie să urmărești, serviciile SEO pe care tu le dorești, pentru care tu vrei să plătești sau vrei să ți le faci, trebuie să aducă trafic și vânzări, nu poziționări în Google. Tu nu ești un mecanism, tu nu ești un algoritm, afacerea ta nu este un algoritm, este o afacere care generează bani, obiectivul tău este acela de a genera bani. De aceea, când faci SEO, e ok să e recomandat, cel puțin din punctul meu de vedere, restul fiecare cu deciziile și ideile lor, este să te focusezi pe categoriile sau pe produsele care sunt cel mai ok din punct de vedere financiar pentru tine. Poți să mergi inclusiv la început să îți dorești poziționarea pentru 1, 2, 3 produse pe care le ai, pentru care tu ai o ofertă comercială mai bună decât competitorii tăi. Fii foarte atent la ce am spus, mă refer ofertă comercială, nu am spus cel mai mic preț, pentru că cel mai mic preț îți va garanta eșecul, falimentul, cum vreți să-l numești. Ce facem cu SEO ăsta și ce ne ajută azi? Este să comunicăm cu oamenii, să stabilim o legătură cu internetul prin toate mecanismele care se fac. Cum targetăm unde dorim să apară rezultatele? Sunt oameni care caută informații pentru care e bine să iasă site-ul nostru în față, e bine să iasă categoria de produse, e bine să iasă produsul, cum spuneam înainte, sau e bine să iasă un articol din blogul tău. De aceea mereu am recomandat să faci articole în blog. Blogul tău este o componentă esențială pentru întreg business-ul, inclusiv pentru procesul de SEO la care faci parte. E bine, ce urmează în continuare, probabil o să te surprindă, este că ai nevoie să faci SEO pentru a obține rezultate despre produsele tale, despre brandul tău pe site-uri terțe părți, pe site-urile partenerilor tăi, pe site-urile celor care te promovează, pe site-uri care au notorietate, pe anumite forumuri, pe alte bloguri, bloguri din domeniul care vorbesc sau recomandă produsele tale. Întotdeauna recomandarea unei terțe părți are o greutate sau o importanță mai mare decât atunci când te lauzi tu. Probabil ai auzit și tu de mine sau de serviciile de la Silkweb sau de platforma Gomag. Dacă ți le spun eu, o să spui da, ok, te știu, e foarte ok. Dacă îmi spun 3, 5, 10 clienți de-a mei sau 200 sau alți parteneri de-a mei, cuvântul lor poate să însemne mult mai mult. Ei bine, la fel se întâmplă și în cazul business-ului tău. Fac acest video nu să-ți povestesc doar despre cât de important e și cum trebuie să faci SEO azi, ci și pentru că eu am să pun acest video pe YouTube, pentru că știu că sunt persoane care caută pe YouTube, pentru că știu că sunt cuvinte
grupuri de cuvinte pentru care merită ca acest video sau un video de pe YouTube să iasă la căutări. Oamenii nu vor să citească ceva sau să vadă o landing page de servicii sau de produse, vor să vadă mai multe informații despre un produs. Motiv pentru care să fii pe YouTube nu mai este o chestie nice to have, e oarecum o chestie imperativă. Mai vorbim, se vorbește tot mai mult de usability la un site. Ce înseamnă asta? Ok, am spus de nenumărate ori să avem site optimizat pentru mobil, trebuie să fie clar. Din păcate, încă am văzut azi, în 2017 spre 2018, multe site-uri care vând, chiar dacă nu au versiune de mobil. E bine, vânzările, într-adevăr, dacă ne uităm în analytics, sunt într-o continuă scădere, e strict influențat de versiunea de mobil. Timpul de încărcare este la fel de important, mai important, tot mai multe studii apar în ultima perioadă în care arată că un site, un magazin online cu un timp de încărcare mare are un număr mic de comenzi. Poți să le verifici, sunt anumite tool-uri, o să le găsești probabil și sub acest video. Vezi ce se întâmplă, vezi cu platforma ta, cu furnizorii tăi de hosting, cu dezvoltatorii tăi, cum poți îmbunătăți rezultatele. Vorbeam la început foarte mult de intenția de cumpărare sau intenția utilizatorilor care ajung la tine pe site și ce facem cu ea, cum facem cu ea. Tot aici la usability vorbim de marketingul din site și cum pregătim site-ul tău pentru vizitatorii care ajung acolo, dar nu fac o achiziție, sunt într-un stadiu de început și vor să-i duci acolo spre conversie, spre vânzare. E bine, aici vorbim de acele pop-up-uri, acele tool-uri pe care mereu le recomand și eu și colegii din industrie, pe care noi le folosim foarte mult, alții am observat le folosesc mai puțin, dar îți recomand ca tu să le folosești. Ce facem aici? Foarte simplu. Ghicim sau prevedem intenția cumpărătorilor și încercăm să-l ducem într-un stadiu mai avansat, se întâmplă la noi în platformă, la noi în site, nu în altă parte. Îi dăm un incentiv, îi dăm un motiv pentru care el ar face un următor pas. Dacă știm că e interesat de un aparat foto, spunem, îi dăm un ghid, 7 pași cum să-ți alegi aparatul tău foto, sau în funcție dacă este un aparat foto DSLR sau un aparat pentru vacanțe, știm unde se află, putem identifica, dacă este de vacanță, de exemplu, îi dăm 7 sfaturi despre cum să faci poze minunate în vacanță sau cu orice altceva, dați un motiv sau dă o reducere la următoarea comandă sau orice altceva, un incentiv pentru a capta datele de e-mail pentru a continua eventual vânzarea pe e-mail sau pe un alt canal. La fel, vă puteți juca cu videourile pe YouTube, puteți face remarketing pe ele sau puteți face pe Facebook sau cu traficul care e generat de un blog, ce vorbeam înainte de rezultatele din terțe părți. Ei bine, aici intrăm deja, am intrat în zona de mixul de marketing de care aveți nevoie pentru a vinde. Google, da, în majoritatea cazurilor trimite cel mai mult trafic, dar poți să ai surpriza să nu facă cel mai multe conversii. Asta dacă tu nu aplici un mix de marketing, practic, ce ai nevoie, ce face mixul ăsta de marketing? Urmărește clientul pe toate canalele pe care se plimbă, pe unde face el research, probabil a intrat pe site, te urmărește pe Facebook, se abonează la e-mail sau ar trebui să facă toate astea, tu ar trebui să fii pas cu pas lângă el, să fii aproape de el, din primul stadiu până în ultimul și mai ales după ce a făcut o achiziție de la tine. Sper că informațiile au fost de ajutor. Ca și o concluzie, SEO îți trimite trafic, nu îți trimite neapărat vânzări, e în mâna ta, în puterea ta, în platforma ta, forța de a-l convinge să cumpere și e important să fii optimizat pe toate canalele pentru a răspunde atât în căutări cât și în căutări pe toate canalele pentru clientul tău, inclusiv pagina de Facebook când este căutată sau postările tale, ok, să fie optimizate, să aibă în ele cuvinte cheie, grupuri de cuvinte cheie, pentru că și acestea sunt indexate în Google, sunt indexate în Facebook și practic trebuie să faci totul. Dacă ai sugestii sau întrebări, mă poți contacta, poți lăsa un comentariu. Mulțumesc, salutare!